În apropierea sărbătorilor de Crăciun, elevii claselor 1 din cadrul Colegiului Național de Arte Regina Maria s-au gândit să le ofere bucurii și celor cu care soarta a fost mai puțin blândă. În cadrul activității Daruri de Crăciun, elevii însoțiți de cadrele didactice au vizitat centrele școlare de educație inclusivă Maria Montessori, Delfinul și Albatros. Clasele primare, dar și câteva clase de gimnaziu și liceu au pregătit cutiile cu cadouri în care au pus dulciuri, căinuțe și jucării. Pentru copii, pentru adulți, mai mult dulciuri și produse de igienă personală. De asemenea, nu mergem doar cu cadourile, pentru că întotdeauna suntem însoțiți de un grup de elevi inimoși și talentați care au și un program de colinde pregătit. Cu sufletul încărcat de bucurie și vizibil emoționați, elevii clasei 1 le-au oferit daruri copiilor de la centru și le-au urat sărbători fericite. Alături de elevi au fost și părinții acestora. Dulciuri, o pereche de șosete și un ursuleț de pluș. Ești bucuros că ești astăzi aici? Da. Ești cunoscut pe copii? Da. Și cum ți se pare? Bine. Cu ce ai venit tu astăzi la copii? Cu cadouri. Ce ai adus tu? Un urs de pluș și dulciuri și o pediuță de dinți. Cu hăinuțe, că... cărți, bloguri, picturi și jucării. Ai adus de toate pentru copii? Da. De ce ai făcut gestul ăsta? Să împar la copii care n-au părinți. Ce ai pregătit tu acasă pentru a le aduce copiilor? Niște dulciuri și jucării. Ce le dorești tu copiilor care se află aici în centru de plasament? Fericire și sănătate. Pentru copiii de la centru, vizita elevilor a fost un prilej de bucurie. Mulțumim pentru inițiativa Colegiului de Arte Regina Maria, pentru implicarea și dăruirea vis-a-vis de activitatea SNAC, activitate care se derulează de 2 ani, cu Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Delfinul. Centrul care cuprinde 282 de copii diagnosticați cu deficiență mentală severă și profundă, cu TSA, adică tulburări din spectru autist, și cu deficiențe senzoriale de vedere. Deci noi nu ne putem decât bucura pentru această dăruire a copiilor de la Colegiul de Arte Regina Maria, pentru că pe lângă bucuria care le-au realizat-o copiilor noștri, au realizat un obiectiv principal și anume socializarea. Socializarea cu copiii noștri, de care dispun de deficiențele de care v-am amintit mai devreme. Elevii Colegiului de Arte vor continua să ofere daruri și săptămâna viitoare. De această dată, beneficiarii vor fi bătrânii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Constanța.